Bună seara, bine ne-am regăsit la dilemele zilei. Râdeam, zâmbeam de fapt, dar nu pentru că ar fi bine, pentru că nu este bine. În Gorj, cel puțin, se anunță șomaș tehnic, se anunță concedii fără plată, asta în minerit și energie. Nu este bine nici în politică. Până acum, noi, oamenii de rând, ne uitam așa peste gard la cei din politică și credeam că acolo le merge ceva mai bine. Nu că nu le-ar merge, dar nu tuturor. Celor din opoziție, să știți că le-a cam ajuns ștreangul de gât unora dintre ei. De ce? Pentru că se pregătesc să sară pârleazul la opoziție. Celor de la putere. Cei din opoziție, bineînțeles, se bucură pentru că se gândesc ei că o să reunească dreapta și așa au o șansă în plus să ajungă din nou la guvernare. Ei bine, în alianța aflată acum la guvernare, alianța de centru-dreapta, formată din PNL și PC, este război mare, un război care riscă să se termine cu un divorț. Un divorț din punctul unora de vedere, o despărțire amiabilă din punctul altora. O să vedem imediat ce spun liderii celor două formațiuni de la nivelul județului Gorj. Îi salut pe invitații la dilemele zilei în această seară. Doamna Denisa Șuță, dumneaei este noua aleasă vicepreședinte la PDL Gorj. Felicitări pentru funcție. Vă mulțumesc mult. Și domnul Victor Banța, dumnealui este membru al PNL, este la putere, dar nu la puterea adevărată, ci în opoziția de la putere, cam așa spun colegii dumneavoastră atunci când îi întreb dacă sunt la putere cu adevărat. Dumneavoastră sunteți la putere sau... Sărut mâna, bună seara tuturor și felicitări doamnei Denisa Șuță pentru succesul pe care l-a obținut în alegeri. Nu mi-ați răspuns la întrebare. Am mai vorbit despre acest aspect și aș prefera să fiu echidistant și să nu vorbesc tranșant din acest punct de vedere. Noi vă dăm voie să fiți și subiectiv. Da, subiectivitatea face parte din natura umană până la urmă. Oricât am vrea noi să fim de obiectiv, nu o să putem fi niciodată subiectiv, dar trebuie să încercăm acest lucru pentru că numai așa putem fi și corecți. Eu vreau să vă arăt un material, pentru că spuneam, astăzi au ieșit declarații publice, au încercat până acum liderii PNL, PSD și PC să ascundă faptul că nu mai este la fel de multă iubire în această alianță care se află la putere. Astăzi, liderii de la centru ai Partidului Național Liberal și ai Partidului Conservator au cam spus-o direct. Se vor rupe, adică fiecare va merge pe drumul lui. De ce? Pentru că nu mai este bine nici la putere. Fiecare a cotit-o în câte o parte și fiecare a avut un alt interes. Haideți să vedem ce spun și liderii de la Gorj ai celor două partide politice. Da, nu a fost un promo, dar probabil i-am luat prin surprindere pe colegii mei. Când vor avea pregătit materialul, îi rog să mă anunțe dacă este gata acum să îl și ruleze și i-am rugat să ne dea și nouă sunet în studio. Adio, nimic nu mai are rost.
liderul PC recunoaște că divergențele din ultima perioadă au dus la destrămarea USL. Marius Borcan spune că decizia peneliștilor de a rupe alianța de centru-dreapta vine după ce atât PSD-ul cât și PNL-ul au vrut să meargă cu candidați proprii la europarlamentare. În ultima perioadă, când Antonescu a tot ieșit cu asemenea declarație, eu știu, pripită, nepripită, asta este. Dumnealui așa vede lucrurile, dacă nu va mai fi cale de întors, fiecare își vede de treaba lui. Dacă se va rupe de PC, se va produce ruptura și între PNL și PSD. În schimb, liberalul Dian Popescu susține sus și tare că decizia de la centru nu va afecta alianța. Îi cataloghează prea slabi pe cei care le-au fost până acum parteneri și spune că, practic, PC-ul nu a prea contat în Uniunea Social-Liberală. Partidul Conservator nu s-a poziționat alături de Partidul Național Liberal în decizii și s-a poziționat mult mai mult alături de Partidul Social Democrat. Practic, nici nu prea avem ce rupe, în afară de decizia de a rupe la nivel național, existând un protocol, la nivelul județului Gorj nu ai ce rupe. Este un partid care nu s-a reevidențiat nici în alegeri și nici în alte declarații politice. Ruperea alianței de centru-dreapta a fost anunțată astăzi de liderii de la centru. Nu prea ai ce rupe la nivel de județ Gorj, adică nu a funcționat alianța aceea mult trâmbițată, domnule Banța. Până acum spuneați și dumneavoastră și partenerii de alianță că există o alianță foarte zdravănă, foarte solidă la nivel de județ Gorj. Acum ne spune domnul Dian Popescu, spunea, ați văzut, a recunoscut în respectiva declarație că nici nu prea este ce, nici nu prea e ceva de rupt în județul Gorj. A existat sau nu un protocol? A funcționat măcar unul verbal sau nu? Da. Alianța de centru-dreapta a existat și încă mai există cel puțin pe hârtie, iar în ceea ce privește alegerile locale, chiar a funcționat. Și acum mai asta funcționează? Asta nu poate să nege nimeni. Este drept că au existat anumite turbulențe care s-au creat în interiorul USL-ului și care ulterior s-au reflectat asupra PNL-ului și PC-ului. Iar Partidul Conservator, fiind un partid foarte mic, are simțit mult mai puternic aceste zdruncinări și se pare că nu le convin anumite aspecte, ceea ce i-a determinat să penduleze între PNL și PSD. Dar eu văd Partidul Conservator ca buturuga mică. Trebuie foarte mare atenție la acest partid, indiferent de adică care parte s-ar poziționa. Un pic teamă de ei? Nu. Trebuie văzut, nu teamă, ci trebuie doar observat în timp și în spațiu evoluția sa, pentru că totdeauna acest partid s-a poziționat când către stânga, când către dreapta și situația ar trebui clarificată și tranșată în momentul de față și cred că și asta urmăresc liderii naționali. Dar aici spuneam la nivel de județ Gorj, Partidul Conservator a fost minimizat. Încă de la început a fost tratat așa cu nu mai adevărat. Puțină atenție. Haideți să vă explic. Ei au reclamat mereu acest aspect. Bine, refulări au fost, într-adevăr, dar au fost de mai multe părți, din mai multe părți și v-am zis că Partidul Conservator chiar a fost cel mai mult afectat. Partidul Conservator chiar a obținut rezultate bune la alegeri pentru că are doi primari în momentul de față, ceea ce nu a avut, și un număr mult mai mare de consilieri. Eu însumi am participat la negocierile cu prilejul alegerilor locale din vara anului 2012. Chiar domnul Borcan Marius cunoaște acest lucru. Și atunci s-a făcut o anumită negociere, nu așa cum se afirmă că Partidul Conservator a fost cel care a permis PNL-ului să meargă cu pretenții de paritate la PSD pentru a încheia USL-ul, ci avantajele au fost, bineînțeles, de ambele părți și Partidul Conservator s-a asociat cu PNL-ul pentru că la momentul acela cu PSD-ul nu prea putea să se asocieze și atunci a avut de câștigat și Partidul Conservator. În ceea ce privește evoluția ulterioară a acestor alianțe, eu am spus încă de la început că ele au fost create cu mari sacrificii, cu mari dificultăți și că în permanență a fost o echilibristică pe întreaga scenă politică, de la cel mai înalt nivel până la cel mai de jos. Iar aceste derapaje de la medie, ca să mă exprim așa, și de la normalitate, nu fac altceva decât să confirme ceea ce am spus.
Dar dumneavoastră, cei de la PNL, ați negociat inclusiv pentru cei de la Partidul Conservator. Niciunul dintre liderii Partidului Conservator nu a mers la niște întâlniri de negociere, la nicio masă rotundă cu membrii PSD, cel de-al treilea component al alianței, deci, la principiu, la guvernare. Nu denotă asta faptul că i-ați cam... Nu. I-ați Haideți considerat să așa disecăm puțin, să facem o analiză foarte scurtă. Dar și foarte directă. Scurt, vă rog. Partidul Conservator, luând în calcul formarea guvernului, este singurul partid din alianța USL care are un minister 100%, deci în toate structurile sale. Și atunci, la nivel județean, putem vorbi de Agenția pentru Intervenții în Agricultură, de Oficiu pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, de Consultanță Agricolă, de Direcția Agricole și multe alte instituții pe care nu mai are rost să le enumăr, care aparțin de acest minister. Și iată că la nivelul județului Gorj niciun membru PC, niciun simpatizant PC, niciun om susținut de către PC care are competențe profesionale nu ocupă o asemenea poziție într-una din instituții, ceea ce reflectă faptul că nu este de vină în proporție de 100% alianța USL sau ACD, mai exact PNL-ul, că PC-ul a ajuns într-o asemenea situație, ci ei înșiși până la urmă, pentru că în orice alianță există un raport de forță, există o competiție. Și de ce sunt ei de vină? Nu au oamenii? Păi, dacă au ministerul în proporție de 100%, Ministerul Agriculturii, de aici, ce să mai spunem mai mult? Dar noi vorbim la nivel de județ. Dar la nivel de județ, ministrul numește și directorul APIA și directorul de la Pescuit și Dezvoltare Rurală și la Consultanță și la... A, vreți să spuneți că ministrul dumneavoastră și de la Direcția Agricolă nu i-a luat păi nu știu calcul. Ce a decis atunci domnul ministru Daniel Constantin și trebuie să specificăm și faptul, să fim corecți, că în cadrul Ministerului Agriculturii, în ceea ce privește fondurile europene, pe Programul Național de Dezvoltare Rurală s-au atins cele mai multe obiective. Și din acest punct de vedere, domnul ministru Daniel Constantin știe foarte bine ce a negociat la Gorj, în cunoștință de cauză. Nu știu dacă știe. Păi din moment ce a numit, ce a negociat la Gorj, a semnat numiri și a știut pe cine numește, fiind președintele partidului, nu? Da, dar președintele partidului primește din teritoriu anumite liste, anumite propuneri. Primește propuneri, listele... Ori acele liste pe care spuneau liderii PC că le-au făcut, nu prea... Au ajuns acolo unde trebuia. Au ajuns, că e relație directă. Hai să fim serioși. Nu. Susțin tot ei. Nu. Haideți să fim corecți. Cu un președinte de partid la nivel județean comunică în mod direct și nemijlocit cu președintele de la nivel național. Și acele propuneri în denumiri în anumite funcții sau de, să zicem, de susținere, că nu poți să îl numești cu o propunere, îl susții dacă are calități profesionale, dacă tu consideri ca partid că poate să ducă programul de guvernare pe care l-ai de îndeplinit la nivelul respectiv, bine, dacă este simpatizant, dacă nu... Haideți să fim sinceri. Știți că negocierile pentru posturile din județul Gorj s-au purtat de către liderii din județul Gorj ai celor două care au mers la nivel central cu ele. PNL-ul și PSD-ul. Dar care au mers la nivel central. PC-ul nu a participat la niciuna din ele, spuneam. Așa, dar nu avea cum liderul PC să vină cu o listă pe care să o trimită mai departe. La nivel central, li se spunea că deciziile se iau la nivel local. Pentru că aici trebuia să se poartă negocierile. La nivel național, președintele partidului are un cuvânt de spus. Și vis-a-vis de acele decizii de la nivel local. Și o să intrăm așa într-un cerc vicios. Nu. Hai la să fim serioși. La nivelul județului Gorj, în cadrul Consiliului Județean, domnului Borcan îi revenea postul de consilier județean la un moment dat. Foarte repede după perioada constituirii Consiliului Județean, iunie 2012. Dumnealui a renunțat. A renunțat de ce? Ca să ocupe loc un atop. I s-a oferit altceva. Este în loc, a renunțat ca să ocupe un loc în atop. Și ocupă locul în atop.
Deci vis-a-vis de persoana... I s-a oferit altceva, spuneam. Vis-a-vis, păi dacă a renunțat acolo, a mers în partea cealaltă. Deci, în urma unor discuții. În urma unor discuții, pentru că și în ATOP există o proporție, un număr de membri sunt din cadrul Consiliului Județean, un număr de membri din cadrul reprezentanților politici, unul societatea civilă, dar sindicate, poliție... Dar de ce schimburile astea, trocurile astea se poartă în anumite condiții? De ce nu au fost luați în calcul de la început, atunci când au avut loc primele negocieri? Negocierile se poartă la momentul oportun, când ele intervin, când este necesar. Când cineva are un interes. Nu. Când intervine situația de negociat. Sau de necesitate. Situația de necesitate. Da. Denisa Șuță, din exterior probabil se vede altfel, sau din opoziție se vede altfel. Că nu s-au înțeles reprezentanții USL, se știa. Unii dintre ei au ieșit cu declarații de ceva vreme. Liderii, spuneam, au încercat să ascundă atât cât au putut că există divergențe și că nu este tocmai bine la guvernare. Nu că nu ar fi bine la guvernare, dar nu în această alianță. Ce crezi că a dus la acest boom? Pentru că a fost un boom în 24 de ore, iată, această alianță de centru-dreapta s-a destrămat. Acest, nu știu dacă se mai poate conflict, culege. Acest conflict mocnește de foarte multă vreme. Nu este numai în alianța ACD între PNL și PC acest conflict, ci este în întreg USL. A fost o alianță contra naturii, așa cum am mai spus odată, fiind ideologiile, în primul rând, ale celor două partide, PSD și PNL. PC în această situație este victimă colaterală. A mers în această alianță crezând că va obține ceva, însă n-a reușit să obțină decât un minister al agriculturii și iar la nivel, la nivelul județului Gorj, nici măcar liberalii nu au reușit să obțină ceea ce așteptau, ce a obținut un singur post de director la o instituție de concentrată, în cazul domnului Dan Vulceanu de la ambulanță. Nu cred că a fost o alianță în urma căreia liberalii să câștige echitabil ceea ce au venit cu forțe, au venit în această alianță cu o anumită ideologie, cu o anumită imagine, da? Au strâns, au adus la PSD un electorat de dreapta care a votat împotriva PDL pentru că au fost luate acele măsuri antisociale, dată au, fiind au perioada dat un de vot negativ. Un vot negativ, sigur că da, PDL, și atunci au mers în această către PNL. Dar această alianță nu a funcționat niciodată și nici nu avea cum să funcționeze. PSD a obținut absolut tot ce și-a dorit din această alianță, a nimicit practic și PNL-ul la nivelul județului Gorj. A obținut care? Negociind cu cine? Sau și-au luat pentru că nici nu știu dacă au negociat. Au alte nici nu știu dacă au negociat. Criterii de da, împărțire. Cred că singura promisiune a fost făcută către președintele Partidului Național Liberal, către Crin Antonescu, căruia i s-a promis candidatura la președinție și susținerea din partea USL. Ceea ce acum se pare că PSD nu îi mai convine. Și în această alianță PSD se canalizează pe minciună, așa cum a mințit electoratul, își minte și partenerii. Haideți să facem o corecție, vă rog frumos. Mulțumesc doamnei Denisa Șuță pentru ceea ce a afirmat, dar vreau să corectăm faptul că în rândul instituțiilor de concentrate, Partidul Național Liberal a evitat să dea acele liste și să facă numiri și pe locurile negociate, sau așa zis negociate, de la Partidul Național Liberal, sunt oameni care au fost preluați din guvernarea PDL sau din alte guvernări, că sunt oameni specialiști care vin din urmă și care au fost menținuți. Unde în funcție. Banța? Este vorba de postul de la Inspecția Teritorială de Muncă, pe care este, care este al PNL-ului și a fost păstrat domnul inspector general George Romanescu. Este vorba de Direcția Sanitar Veterinară. Domnul puțin. Domnul Romanescu, la este... un moment dat, era adjudecat de PDL. Acum este al dumneavoastră? Nu, deci el este dinainte de PDL chiar, inspector șef. Deci el a fost... Da, dar stați puțin. Eu asta am vrut să spun, că sunt posturi
la serviciile de concentrate, unde este bine ca factorul politic să evite astfel de numiri politice pe cât posibil. Și noi, eu vreau să spun că Partidul Național Liberal tocmai asta a făcut. George Romanescu vine din urmă. Domnul Iliuță de la DSV vine din urmă. Doamna Roșianu de la Spitz vine din urmă. Haideți să facem vreți aici să mai facem enumerări? Haideți să facem o corectură aici, că iată enumerat dumneavoastră. Dar sunt posturile, așa zis, în negociate cazul... în protocol, care reveni PNL-ului. Deci să înțelegem că liberalii nu și-au dorit postul la nivel. Dar dacă vă aduceți aminte, dar au considerat că moral ar fi să îi lase pe cei de dinainte. Dacă vă aduceți aminte și în vremea când era domnul Morega președinte la PNL, foarte puțini șefi de la deconcentrate au fost schimbați și ăsta a fost unul din aturile noastre pentru că am păstrat omul competent la locul respectiv de muncă. Bine, oamenii aceștia pe care dumneavoastră i-ați enumerat și care spuneați vin de dinainte, de dinainte de dumneavoastră probabil, adică vin din guvernarea PDL, la ei au venit probabil din altă guvernare, deci din anterioara guvernare. Oameni care au fost păstrați pe mai multe sunt guverne. Oameni care au cochetat cu toate partidele guvernare. Politice. Ce înseamnă că au cochetat? Guvernarea nu au mai recunoscut faptul că au avut o adeziune sau la un moment dat simpatizau, cochetau cu un anumit partid. Dar poate nu au avut deloc adeziune. Au avut, nu au avut, au simpatizat, sunt oameni, probabil. Sunt oameni care se regăsesc în fiecare doctrină da, a fiecărui partid Ena, care ajunge la Stoian. Guvernare. Numai e un puțin. Paradox. Ce? Da, poate sunt, probabil ce sunt simpatie ei, trebuie să aibă o instituție de control a statului față de un partid politic? Haideți să fim serioși. O simpatie, să definim termenul simpatie da, sau ce? Da, spuneți, sigur că da. Acești oameni pe care dumneavoastră i-ați enumerat și care eu am spus că au cochetat cu fiecare vorbim și de doamna Ghimiș de la pensii care vine iarăși de foarte multă vreme și da, o bună, foarte bună specialistă. Nu, nu o introduceți și pe doamna Ghimiș, că așa o să stăm până de dimineață să mai introducem câte unul. Nu, da, eu vă spun că de sunt foarte multe Iliuță, exemple. De la DSV și de domnul Romanescu de la ITM. Și exemple pot continua domnul, cu foarte din câte mult. Știu eu, domnul Romanescu de la ITM, la un moment dat a avut un soi de adeziune pe la PDL pe care domnul Iliuță sigur a avut adeziune. Nu să știți mai bine, eu nu cunosc lucrurile. Știți și dumneavoastră foarte bine că au fost păstrați pentru că așa au făcut adeziune la partidul care se află la guvernare. Nu știu dacă la PNL sau la PSD. Da, dar au fost păstrați. De mai multe păi, guverne. Așa condiționat. De mai multe guverne. Da, te păstrezi îți pui adeziune la mine pentru că sunt la guvernare. Da, politicile da. Respective dumneavoastră aveți sunt dreptate politicile să guvernului. Corect. Noastră n-ați putea să țineți un membru PDL care să nu facă politica guvernului USL. Dar da? nici nu v-ați poți... permite să țineți un șef de instituție de concentrată care să nu meargă pe politica guvernului, care la să nu ducă la... instituțiile de control, ce politică a guvernului? Trebuie să facă politica legii acolo. Și sunt câteva instituții unde nu se poate altfel. Mă rog. Bine, și aici aveți dreptate, dar nu putem... Dacă stăm să departajăm instituțiile între ele și care ar trebui să fie, să facă politica guvernului și care să facă politica legii, nu cred că dăm este corect. Puțin, că a fost vorba de instituțiile de control și nu pot că un spectacol recent s-a petrecut cu Direcția Națională Antifraudă, când doi dintre foștii comisari șef, da, domnul Capotă și domnul Iana, au picat proba interviului în defavoarea unor oameni care au venit ca debutanți și care, nu știu cine poate da, să-mi spună mie, ar fi știut Capotă? Mai bine legea decât cei doi domni care au o anumită experiență. Domnul Capotă a fost omul care a obținut cele mai multe puncte la testarea scrisă. Știu, da? Da. E, și atunci, despre ce vorbim noi aici? Păi, dacă dumneavoastră puteți să-mi demonstrați mie că n-a avut nicio legătură cu clientela politică această... Deci da? Eu nu vreau să comentez care bate pentru la o direcție antifraudă, nu pentru știu, că este eu, o direcție asta mi-a venit acum în minte. Asta mi-a venit Bun. În minte. Că luăm și mai devreme, tot la o instituție este de control. Este o direcție recent înființată și dacă vă uitați da? În liste, sunt oameni care... Deci înseamnă că au ce fost liste, preferați domnul Panța? De ce tot timpul noi? Trebuie să discutăm despre liste? Nu, tot lista admișilor. Despre liste discutăm admișilor, da, și la lista Direcția Finanțelor Publice Gorj, despre liste discutăm și la Direcția Antifraudă,
laudă, da, sunt niște instituții de control. Despre liste o să discutăm și la complexul energetic Oltenia. Eu refuz și n-am fost niciodată de acord și am dovedit asta și cât am ocupat funcția de prefect, ca acele liste să se facă pe criterii exclusiv politice. Dar nu puteți să spuneți dumneavoastră, eu vă cred, dar nu puteți să spuneți că n-aveți cunoștință de ele sau că nu s-au făcut. Știm foarte bine listele respective cu disponibilizații, cel puțin la finanțe, au circulat inclusiv la parlamentarii de Gorj, care și-au dat acordul că să plece anumiți oameni de acolo și să rămână alții. Nu există criterii în baza cărora să se facă acele de restructurări. Deci nu există criteriu. Să spune, pleacă nu știu care, pentru că are trei oameni din familie angajați acolo. Nu, criteriile trebuie să fie strict profesionale. Strict profesionale, atât. Atunci, de ce? Oameni care 15 ani de zile... oameni angajați din familie, scuzați-mă, există prevedere legală ca aceia să nu fie subordonați unul altuia sau să nu intre în conflicte de interese. Atât este singura prevedere legală. Eu nu neg ce spuneți dumneavoastră. Aveți perfectă dreptate și știu și eu. Or, noi tocmai asta vrem să combatem. Păi, nu știu cum combateți, că ați dar noi am demonstrat lucrul ăsta. Partidul Național Liberal chiar a demonstrat că a încercat să facă lucrul acesta. Pentru că acum sunt oameni din interiorul partidelor care vin de, și solicită anumite funcții. Dar nu oricine dintre aceia... Cred că nu înțeleg. Dumneavoastră cum ați combătut? Prin cedare? A cui? A dumneavoastră, a membrilor PNL. Nu prin cedare, pentru că nu e vorba de posturile care au fost cedate la PSD, că au fost cedate prin negociere anumite posturi. Prin cedare în sensul de neimplicare. Nu, pentru că eu nu am văzut nicio acțiune și nicio inițiativă a vreuneia dintre membrii sau dintre liderii Partidului Național Liberal să iasă public și să spună nu suntem de acord cu, cu ceea ce se întâmplă. Nu dar suntem nu de trebuie acord să spună cu... public, pentru că trebuie să spună acolo unde trebuie spus, la nivelul alianței și la nivelul ministerului. Cu siguranță că trebuia că da. Domnul Banța, când a fost ultima întâlnire în USL la nivelul aici nu a prea fost. Au fost mai multe întâlniri informale, dar întâlniri pe subiecte de anvergură sau, mă rog, pe documente n-au mai fost, dar întâlniri informale au fost mereu. Vis-a-vis de declarația domnului Călinoiu, cum că PSD nu va susține pe Crin Antonescu la președinția României, a existat o discuție informală din asta pe care o numiți dumneavoastră la nivelul județului Gorj? Domnul președinte Călinoiu, probabil că a spus acest lucru la supărare sau are alte motive, nu știu de ce a spus, dar domnul președinte Călinoiu trebuie să cunoască faptul că a ieșit președinte cu susținerea Partidului Național Liberal. Președinte la Consiliul Județean. Probabil știe că a ieșit președinte cu o anumită susținere, dar auză. Dar n-a spus-o chiar așa, a nuanțat-o. Deci eu am fost atent ce a spus domnul președinte Călinoiu. A explicat faptul că dacă se mai petrec anumite declarații sau nu știu ce lucruri, atunci el n-are cum să convingă electoratul PSD. Adică a dat-o un pic mai cotită. Undeva tot acolo a vrut să ajungă. Nu, domnul Banta. A spus-o foarte clar. Au fost mai multe declarații, cel puțin două declarații foarte dure, atacuri le-aș putea numi, ale domnului Călinoiu la adresa Popescu, liderului PNL Gorj Dian Popescu. Într-una din ele spunea că atâta timp cât liderul de la centru, domnul Antonescu, menține aici la Gorj, la organizația județeană, o persoană care are probleme de natură penală, pentru că știm, domnul Dian Popescu a fost reținut într-un dosar în care încă se judecă pe la Înalta Curte de Casație. Încă se judecă, deci beneficiază justiție, de prezumția de nevinovăție. Dar păi spuneți asta domnului Călinescu. Știu, dar eu vreau să vă spun. Deci eu nu vreau să intru în discuții personale. Eu nu intru în discuții personale ale oamenilor și evit acest lucru, pentru că până la urmă ține de, de firea fiecăruia. Dar domnul Călinoiu are posibilitatea foarte clar, dacă nu-i place Banta, acest protocol, să-l declină. Acceptați că ați aplicat politica struțului la nivel de județ Gorj atunci când ați primit palme de la colegii dumneavoastră din PSD? Eu nu știu ce politica struțului. La, adică cine, la cine vă referiți concret? Păi toți membrii PNL, toți liderii PNL Gorj au pus capul în pământ și au tăcut. Așa este, dar nu domnule Banța, nimeni nu a ieșit în apărarea liderului de partid. Pentru că liberalii au avut etică și își respectă protocolul și cuvântul.
Adică nu am ieșit la atacuri împotriva PSD-știilor. Asta la noi în județ s-a întâmplat foarte rar. Dar nu e vorba de ca nevasta aia care ia bătaia de acasă și stă acolo, nu se duce deci să... Deci este... Nu, știi, nu poate, chiar, poate nu, nu omoară, poate nu, nu omoară, dă deci mai este, eu am spus că este, cum a spus și dumneavoastră, că USL este o alianță antagonică, dar în care există acele contrarii care se în anumite atrag. Momente nu se atrag, da, se nu se mai atrag de data asta. Exact. Bine, de data asta poate se atrag. Și a fost o echilibristică în permanență pentru a fi menținut această alianță, pentru că acest... Și echilibristica aceasta, asta cine a făcut-o? Liderii de la toate nivelurile. Într-un fel sau altul tot au făcut-o, pentru că amintiți-vă că și în alianța veche, dintre 2004-2008, Dreptate și Adevăr, au fost asemenea de lucruri și atunci erau tot partide antagonice. PD-ul care era de stânga și PNL-ul care era de dreapta. Era aceeași situație și atunci. În momentul de față, PD-ul s-a transformat în PDL și este un partid de dreapta. Dar la momentul acela, când s-a constituit alianța, da, PD-ul era un partid de stânga, înscris la Alianța Socialistă. Da, s-au întâmplat foarte multe. Deci s-au făcut schimbări. Politică. Asta nu înseamnă să negi o activitate întreagă și o tendință într-o alianță. Dar în alianța respectivă, cred că și PDL, și PD-ul și PNL-ul a avut mai mult de câștigat decât în momentul ăsta. Decât în momentul ăsta PC-ul și PNL-ul. PC-ul oricum n-a obținut absolut nimic. PC-ul n-a fost primit nici măcar la negocieri și știm foarte bine de ce a plecat. PC-ul are primar în Comuna Cățunele și în Comuna Bumbești-Pițiri. Domnul Banț, ați fost prefect. Știți și dumneavoastră foarte bine că primarul de foarte multe ori este ales de oameni ca persoană și nu ca... Contează mai mult persoană. Exact, în comunitățile mici. Și nu ține Nea Ion de la Țară cont de statutul și de ideologie a unui partid politic. Nu îl interesează asta. Îl interesează dacă omul ăla pe care îl votează la primar e gospodar, are trecere la autoritățile județene să poată obțină niște fonduri și așa mai departe. Deci chestia asta cu primarii este cu totul și cu, nu are nicio legătură cu partea asta politică și a alianțelor și a negocierilor care se fac între partidele politice. Cred și eu. Și la Gorj a fost o situație de-a lungul timpului, faptul că PSD-ul a fost în permanență cu mușchii umflați, chiar și când era la opoziție. Și s-a obișnuit într-o situație de genul acesta și în momentul de față când partidul este la putere și chiar în alianță, atunci se manifestă în alt fel. Pentru că oamenii probabil că au stat și mult în opoziție, vor mai mult, au nevoie și de proiecte, apar nemulțumiri, încearcă să dea vina ba pe unii, ba pe alții și caută să deturneze scopul pentru care alianța a fost făcută. Și acest lucru, tocmai prin acest lucru trebuie să se distingă liderii la toate nivelurile ale partidelor și la nivel local unde e vorba de primari și consilieri locali chiar. Fisura asta s-a produs după ce liderul PC la nivel central, Dan Voiculescu, a ieșit cu o declarație destul de dură la adresa președintelui de Partidului Național Liberal, a prezidențiabilului din USL. De ce a ieșit abia acum public Dan Diaconescu? De ce nu Voiculescu? De ce nu a ieșit acum jumătate de an să spună nu este normal ce se întâmplă, pentru că încă de atunci au fost discuțiile de acum existau. Atunci avea reproșuri împotriva domnului Victor Ponta. Atunci, acum un an, jumătate de an. Acum s-au schimbat lucrurile. Întrebați-l la nivel central pe domnul Voiculescu, cel ne mulțumește mereu, pentru că și în alianța s-au întâmplat lucruri asemănătoare. Păi eu nu întrebam ce ne mulțumește. Întrebarea mea mergea mai mult spre partea de unde domnul Voiculescu ar putea acum să câștige ceva, pentru că este normal. Domnul Voiculescu și-a propus un target pe care nu l-a putut atinge la locale. Pentru că i s-a propus altceva, probabil. La locale s-au decis niște raporturi de forță pe baza voturilor cetățenilor. Acolo nu poate nimeni să nege acest lucru. Și atunci Partidul Conservator a avut un anumit procentaj, un anumit număr de primari, consilieri, consilieri județeni și așa mai departe, în baza cărora s-au negociat toate celelalte funcții, inclusiv cele de la nivel guvernamental, de la cel mai sus nivel până cel mai de jos. Denisa Șuță, de ce a ieșit Voiculescu aseară foarte supărat și l-a luat de urechi pe Antonescu? N-aș putea spune de ce. Probabil că domnul Voiculescu se simte strâns nu cu ușa, cu justiția,
spera probabil că dacă va intra în această alianță va beneficia de oarecare protecție. Dar în niciun caz Antonescu nu are o influență asupra justiției. Însă se pare, păi nu are și tocmai de aceea domnul Voiculescu se dă cu partea care are influența asupra justiției. Cu domnul Ponta, adică. Da, o declarație în acest sens a făcut și unul dintre liderii Partidului Democrat Liberal în acest weekend la Târgu Jiu, Cătălin Predoiu, prim vicepreședintele PDL. Haideți să vedem ce a afirmat despre USL și despre relația pe care și-ar fi dorit-o această alianță cu justiția din România. Dacă au pregătit colegii materialul 2. Da. Premierul Victor Ponta și președintele Senatului Crin Antonescu lovesc în instituțiile democratice. Numai dictatorii atacă justiția. Numai dictatorii atacă presa. Numai dictatorii atacă clasa de mijloc. Adică acea pătură socială care e coloana vertebrală a oricărei democrații. Nu așa se ajunge la guvernare. Asta înseamnă să fur guvernarea. Și au furat-o ca să scape de justiție. Și fiindcă nu se oprește justiția, acum dau în justiție. Nu așa. Au furat guvernarea pentru că au vrut să pună mâna pe justiție, nu au reușit și acum dau în justiție. Ăsta a fost mesajul domnului... vă rog frumos, domnule Banța, comentați pentru că ați dat din cap. Nu sunteți de acord, nu? Nu sunt de acord, pentru că înclin și eu, domnul Predoiu ar trebui să fie ultimul care discută acest aspect. Mai curând i-aș da dreptate domnului Falcă în ceea ce a povestit la conferința dumneavoastră județeană, pentru că domnul Predoiu a fost la guvernare și a vrut să fie pe toate guvernele și partidele și nu s-a putut. Eu cred că această declarație a venit dintr-o refulare. Să înțelegem că justiția este intangibilă, nu, nimeni nu are niciun Ministrul Justiției este numit politic, el numește anumiți procurori, dar cu acceptul CSM-ului, la fel cum alte funcții în stat sunt numite nu numai de o instituție și una fără cealaltă, tocmai pentru a încerca să se asigure echilibru politic, la fel ca și la... Dar de ce, domnule Panța? Pentru că așa este Constituția. Așa este Constituția României. Dar vorbeam de acele instituții care ar trebui să rămână nepolitizate, unde politicul să nu-și găsească nicio cale, niciun loc. Deci politicul numește și judecătorii la Curtea Constituțională. Numește președintele, trei, numește Parlamentul, doi, trei, Senatul, trei, Camera Deputaților, da? Și cu o periodicitate astfel încât numirile să nu se suprapună, să fie undeva la mijloc, tocmai pentru a asigura acel echilibru politic. Pentru că e un echilibru politic în Camera Deputaților, altul la Senat, altul este președintele țării din 5 în 5 ani sau din 10 în 10 ani. În cel mai domnul Banța, de data asta este același echilibru, 70% USL, adică la ce? Și la Senat și la Camera Deputaților. Da, vorbim de faptul că la Curtea Constituțională au fost numiți de președinte și PDL-ul numise la un moment dat de avea 7 sau 6 la 3 judecători numiți. Aia nu înseamnă că era absolut subjugat politic. Tocmai de aceea ai făcut legea. Cum vreți altfel să fie numiți? Cine vreți să-i aducă? Dumnezeu nu poate să-i numească el printr-o anumită formulă, printr-o lege. Pentru că nu există posibilitatea asta. De-aia s-a făcut pe lumea asta Constituție, de-aia există Parlament. De-aia s-a făcut și politica. De-aia asta este politică, pentru că politicul determină, politicul câștigă puterea prin vot, după care vine cu un program, înainte vine cu un program pe care trebuie să-l implementeze după vot, dacă îl câștigă. Și atunci acel program se manifestă și politic, e normal, la toate nivelurile. Dar, cu domnul Banța, când vrem să schimbăm Constituția, că avem anumite interese, putem. Putem. Nu sunt de acord nici eu cu pragul acela, știu la ce spuneți, 30% pragul va fi o catastrofă pentru România, pentru că vorbesc noi românii, la fiecare pas vor găsi 30% din oameni la o comună să demită primar și vom ține numai referendumul și alegeri de primar, ceea ce nu este bine, ar fi trebuit cumva limitat, dar vedeți în conceptul comisiei de la Geneva, de la Veneția, acel prag nu poate fi impus de minim 50%.
Da, Denisa Șuță, dar vreau să-mi răspund la aceeași întrebare legată de justiție. Este în momentul de față justiția o miză pentru cei care se află la guvernare? Nu știu dacă este justiția o miză pentru cei care se află la guvernare, însă sigur fuga de justiție este o miză. Nu pot să am alte vederi decât cele ale lui Cătălin Predoiu în această situație, pentru că este un om care cunoaște sistemul, care a fost ministru al justiției și care este văzut ca un profesionist fără doar și poate. Da, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate și o să revenim cu subiecte locale și cu subiecte care cu siguranță vă vor interesa.